Criză de nervi a fraților Tate în fața jurnaliștilor i-au făcut proști pe procurorii DICOT, le-au bătut obrazul jurnaliștilor pentru că au promovat România și, în schimb, primesc acuzații. Procurorii merg pe urma uneia dintre cele mai mari scheme de proxenetism și exploatare care le-a adus celor doi frați milioane de euro. Este alertă extremă în Tulcea și Galați. Oamenii au primit mesaje ro-alert să se adăpostească în beciuri și să-și păstreze calmul, pentru că e foarte posibil ca din spațiul aerian să cadă obiecte. 47 de operații, comă de 2 săptămâni și ambele picioare amputate în urma unei simple mușcături de țânțar. Cazul acestei femei este analizat de medici din toată lumea. Discutăm și noi cu un reputat medic infecționist în minutele următoare. Și un avertisment care vine din partea unui fost șef de serviciu secret din România, care susține că Ucraina n-a făcut în ultimul timp decât să crească riscul unui război nuclear pentru aliații săi. Nu-i ajutăm ca să fim târâți în conflict, spune acest fost șef al CIA. Criză de nervi a fraților Tate în fața jurnaliștilor. Noi am promovat România, voi vă purtați urât și ne adresați nenumărate acuzații. Au făcut proști pe procurorii DICOT. Urmărim această secvență și o comentăm alături de avocatul Cosmin Bolosin. Like the few fools at DCOT who just came along and told us that the mothers of our children are somehow human trafficked. I've been nice, I've been patient, I've played the game, I've respected the judiciary, I've gone to every appointment on time. But they bust in my house again, and now I've come along saying there's 35 victims. Quiet. I'm not talking to you, sir. Be quiet. Așa se poartă frații Tate în România. Oamenii ăștia care sunt chemați pe scena festivalurilor să le vorbească tinerilor despre valorile contemporane. Frații Tate, care au fost lăsați în libertate, au apărut stenograme în care ei admit practic că sunt proxeneți, vorbesc despre metodele prin care fac milioane de euro. În fine, este de așteptat ca bolizii lor de lux să fie confiscați astăzi, în zilele următoare. Bună ziua, domnule Bolosin, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, bine v-am regăsit. Vom vedea și noi o parte dintre aceste interceptări care au fost făcute publice. Practic, ei recunosc că strâng bani din proxenetism, mâine strânge miei, le verifici conturile. În fine, vorbesc despre o femeie care s-ar fi simțit rău, unul dintre ei spune că o va viola pe această femeie. Sunt peste 30 de plângeri, 30 de victime ale fraților Tate și cu toate acestea, unul dintre ei a fost plasat în arest la domiciliu, celălalt are control judiciar, domnule Bolosin. De unde rezultă că, practic, oamenii ăștia, în continuare, acum când vorbim, pot face bani pentru că ei lucrează remote, lucrează pe calculatoare. În felul acesta e vorba despre video chat și alte chestiuni de genul acesta, surse de bani pentru frații Tate. Da, foarte bine a spus dumneavoastră. Asta este țara și România lucrului bine făcut, fiindcă aveam un președinte care ne promitea total altceva acum 10 ani de zile. Uitați ce se alege, din păcate, de această țară tot mai năpăstuită și tot mai oropsită și atacată din toate părțile. Suntem o țară care, observ eu, că justiția practic mare parte nu mai funcționează, o țară în care pentru trafic de minori, trafic de persoane, bineînțeles, și influențarea declarațiilor ei doar control judiciar, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o măsură disproporțională cu pericolul social concret al faptei, așa cum prevede textul legii 202 din Codul de Procedură Penală. Și mai mult decât atât, mai există o chestiune care, observați dumneavoastră, a unor persoane care se cred Dumnezeu și își permit să atace pe oricine și orice. Acest personaj, acum vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni, a fost printr-un festival pe la Constanța, unde un altul consuma marijuana, mă rog, sau cannabis ce consuma el și erau ovaționați la cenă deschisă. Ăștia ne sunt valorile, din păcate, în România lui 2024. Ăștia ne sunt influencerii care sunt urmăriți pe internet de milioane, poate, de oameni și mai ales, atenție, de copii la vârsta pubertății, copii tineri de 10, 12, 14 ani, ceea ce este o mare problemă. Iar observați dumneavoastră, brațul legii care trebuie să fie unul ferm, din păcate este unul care își pune amprenta doar pe jumătate sau pe un sfert. Acest frate Tate, am văzut și eu ieri când ieșeau triumfător de la Tribunalul București,
bravo lor, poate nu sunt probe împotriva lor, n-am de unde să știu eșafodat dosarului, dar să ajungi afară, da, să dai o declarație de presă, să jignezi ziariștii, care, din punctul meu de vedere, sunt câinele de pază a democrației în orice țară normală, să jignești procurorii, trei procurori de la DICO, țin minte cum au spus, da, îi jignești în toate felurile, eu nu cred că este o România normală. Acești procurori trebuie să se de îndată pentru infracțiunea de ultraj, din punctul meu de vedere, fiindcă nu putem să mergem sine die la nesfârșit cu astfel de personaje care atacă fie pe orice linie apucă organele abilitate ale statului, oamenii. Ei nu sunt Dumnezeu, ei sunt niște oameni care au ajuns vremelnic și efemer la noi în România și au construit un imperiu. Mă rog, este el financiar, n-am de unde să știu dacă este vorba de spălare de bani sau nu, fiindcă sunt acuzați de această infracțiune destul de periculoasă, una spălării de banilor, ceea ce vreau să explic este proveniența ilicită a sumelor de bani, ca să înțeleagă telespectatorii noștri. Așa se traduce această infracțiune a spălării banilor, iar aceste persoane își permit să facă orice, fiindcă iau bolizi de milioane de euro, fiindcă li se cade totul la picioare, fiindcă au avut domnișoare pe care le considerau miei de murs, a dumneavoastră, adică să faci o domnișoară, să o asemuiești cu un miel, una să-i spui că trebuie să o lași gravidă în curând. Mi se pare totuși că s-a ajuns mult prea departe, iar organabilitatea statului, din păcate... Domnul Bolosin, oamenii ăștia vorbesc la telefon și probabil că își dădeau seama sau, nu știu, poate că avocații au avertizat că e posibil să fie interceptați. Cu toate acestea, pe parcursul acestui, pe parcursul ultimilor ani, pentru că sunt conversații care datează chiar și din 2020, ei vorbesc despre sumele pe care le fac. În astea două săptămâni am făcut 14.000 de lire. Totul e acoperit de profit, spune Tristan Tate. Când scad încasările, am o fată nouă, 2.000 de lire pe zi nu sunt mărunțiși. Tristan Tate face calculul, zice, înseamnă încă $1,000,000 pe an. Adică este o afacere din care oamenii ăștia câștigau milioane și mai apar niște interceptări interesante în care Tristan Tate vorbește despre felul în care el depune bani în băncile din Elveția. Zbor la Zürich pentru o zi, o să mă trezesc joi în Zürich, merg la 3-4 bănci, abordarea mea la bănci o să fie așa, le arăt telefonul și zic salut! Am criptomonede, aș putea să le depun într-o bancă reală, o bancă englezească. Deci banii, circuitul banilor pentru anchetatori este în momentul ăsta destul de transparent, nu? Și cu toate astea, oamenii ăștia sunt lăsați acasă, în libertate, în control judiciar, asta nu reușesc să înțeleg. Sigur că paradisul fiscal din Elveția, din punctul meu de vedere, se va termina foarte curând, fiindcă au fost nenumărate dosare în care chiar băncile și proprietarii de bănci din Elveția au făcut publice sumele de bani pe care anumite persoane le spălau în această țară. Este poate una din țările lăturalnice sau poate singura țară din Uniunea Europeană care încă mai permite aceste paradisuri fiscale. Într-adevăr, foarte bine spuneți, dumnealor ne sfidează, dumnealor ne spun nouă că ne promovează țara. Sincer, eu ca român nu am nevoie de astfel de promovare a unor asemenea personaje. Nu vreau să-mi promovez de țara Andri și Tristan Tate. Pentru mine, credeți-mă, nu reprezintă absolut nimic, sunt niște oameni oarecare. Au ajuns să spună că România, practic, țara unde este o vacă de mult și pot să fac orice fără a avea consecințe juridice defavorabile, cu siguranță că este o mare problemă. Ei, prind un sistem judiciar, din păcate, poate unul prea găunos sau unul prea slab în momentul de față, poate există, nu știu, și asta nu o să înțeleg eu, de ce un procuror cere arestarea preventivă pe suspiciune zonabilă sau poate chiar pe probe și un judecător vine spune, domnule, controlul judiciar e suficient sau, mă rog, arest la domiciliu, fiindcă să nu-i deranjăm pe frații tăi, că poate mai au treabă de făcut pe acasă, poate mai au de făcut baie prin piscină sau altceva, ceea ce este o mare problemă. Să știți că totdeauna când se cere o arestare preventivă, trebuie să ai în vedere pericolul social concret al faptei, coroborat cu pericolul social concret al persoanei, activitatea infracțională care este cecul în alb, cazierul judiciar pe care acesta l-au și aducă, virgulă, cazierul judiciar acesta este pătat, fiindcă mai sunt trimis în judecată într-un dosar, tot cu infracțiuni destul de grave și marea majoritate la viața sexuală. Ori tocmai de aceea un judecător când analizează aceste aspecte și văd persoana inculpată, ar trebui să fie mult mai drastic și să analizeze oportunitatea, necesitatea și, bineînțeles, influențarea martorului în prezentul dosar, fiindcă una din acuzațiile care se aduc acestor personaje este tocmai aceea a influențării declarațiilor într-un dosar, adică influențării martorilor. Cu siguranță că ei pot să facă și în continuare acest lucru, iar organele abilitate ale statului sunt practic ținute în loc, adică parchetul este ținut în loc, pentru că judecătorul spune, domnule, lăsăm acasă, că acolo mai există, mă rog, WhatsApp, mai există și alte surse pe care pot să vorbească, poate să fie, fără să fie interceptat.
cum a spus dumneavoastră, bine a spus că avocații atenționați să nu mai vorbească pe telefon, fiindcă ei vorbeau, din ce am văzut eu, ca la piață, tranșau și negociau absolut orice, ceea ce este o mare problemă și o mare neîncredere în sistemul judiciar, fiindcă ei ce spun? Mă duc, stau o lună în negura boxe și după care voi reveni din nou în societate și bineînțeles că banii nu o să-mi ia nimeni. Vedeți, aici este o mare, mare problemă de credibilitate. Da. Eu o să spun în momentul de față că această încheiere nu este una definitivă. Atenție, a fost atacată, am văzut pe internet, de către DICOT cu contestații, iar contestația a judecat la Curtea de Apel București. Sunt foarte curios ce vor spune acei doi magistrați la Curtea de Apel București, dacă vor aprecia această soluție ca fiind una temeinică și legală și, bineînțeles, pot, atenție, să o schimbe, sau pot să o revoce, pot să nu iau o măsură preventivă, cum a fost cazul doctorițelor de la Pantelimon, sau, atenție, pot să dispun arestarea preventivă pentru cei doi. Deci această soluție nu este una definitivă. Iar oamenii ăștia care îi fac pe britanici, determină autoritățile britanice să adopte o lege împotriva misoginismului, tocmai inspirată din declarațiile extraordinar de misogine pe care le fac frații Tate, oamenii ăștia la noi sunt chemați pe scena unor festivaluri, pentru că organizatorii de festivaluri se gândesc să facă bani, să facă like-uri, să aibă un număr mai mare de urmăritori pe Instagram. Altceva nu contează în această țară. Bun, aici mă scuzați, aici da. Este o problemă a răspunderii penale care se consideră în România că este una individuală și nu este colectivă, dar unul care organizează un festival, din punctul meu de vedere, trebuie să răspunde din toate punctele de vedere, fie că este vorba de Shelly sau de altcineva, fiindcă doar de dragul de a obține bani, doar de dragul de a obține profit și, bineînțeles, audiență, nu poți să comiți infracțiuni, adică persoanele care vin acolo pe scenă să comită infracțiuni și să chem pe scenă orice persoane care, cel puțin, la prima vedere, sunt certate cu legea penală din România. Ori Shelly, părerea mea, și, bineînțeles, alte personaje care organizează festivalul, ar trebui să răspundă în solidar cu aceste persoane. Nu poți să mergem, nu putem merge la infinit cu astfel de ieșiri necontrolate, nu putem să mergem doar de dragul audienței și pentru a obține sume de bani care se cheltuie între timp, știți foarte bine acest lucru, și, bineînțeles, să duci pe scenă orice personaj și să le permiți orice, fiindcă s-a ajuns în România în 2024 să se fumeze în fața 100 și ceva de mii de spectatori marijuana, iar galabilitatea ale statului în speță DICOT, Biroul Teritorial Constanța, nici măcar nu îl deranjează pe acel om în 24 de ore o măsură preventivă. Aici ne dăm, mie îmi dă de gândit, să știți, ca avocat de 25 de ani, că lucrez zi de zi în ilicitul penal. Nu înțeleg de ce, fiindcă să reții 24 de ore poate să facă și un polițist și, bineînțeles, un procuror. Nu trebuie neapărat să fie o încadrare de peste 5 ani de zile. Iar consumul de droguri, deținerea în vederea consumului de droguri ar trebui să fie modificată îndată pedeapsa. O pedeapsă de până la 2 ani de zile sau amendă nu mai rececuta în România în 2024. Ai modificat în 2 martie 2023 legea pedepsele pentru traficul de droguri și ai uitat, poate în mod intenționat, ca legiuitor sau voit, să modifici pentru deținerea în vederea consumului propriu această încadrare, fiindcă ăștia sunt cele mai multe infracțiuni care se consumă. Și observați dumneavoastră, din păcate, se dă renunțare la urmărire penală, ceea ce este o mare problemă de credibilitate a unor organe judiciare ale statului. Mulțumesc, domnule avocat, pentru intervenția dumneavoastră. Un mesaj în care locuitorii județelor Galați și Brăila sunt avertizați în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte din spațiu. Păstrați-vă calmul, adăpostiți-vă în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Asta se precizează în mesajul RoAlert de alertă extremă. Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Avem o legătură directă cu domnul general Dan Grecu. Bună ziua, domnule general, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Să rămânile, doamna Chiriac, nu mă speria atât de mult acest anunț cât m-a speriat ceea ce am înțeles la domnul avocat Bolosin, care vine să-mi confirme mie, pe de o parte, că sistemul judiciar românesc este total impotent, iar printre rânduri și faptul că există o cârdășie de la nivelul structurilor judiciare cu infractori, mari infractori, români sau mai puțin români, dar care afectează viața de România. În ceea ce a spus dumneavoastră, scuzați-mă pentru introducere, dar nu puteam să nu reacționez, că am asistat la toată discuția. Cum să spun eu, este foarte bine că există aceste sisteme de avertizare a populației. De când a fost prima lovitură împotriva porturilor ucrainiene situate pe brațul de nord al Chilia, pe malul de nord al brațului Chilia, era de așteptat și s-a și întâmplat imediat ca resturi sau, cum să spun eu, da, resturi de drone,
de alte mijloace, vehicule aeriene care tranzitau zona, să ajungă și pe teritoriul românesc, că până la urmă este vorba de sute de metri între cele două maluri. Anul ăsta am fost așa, să spun, un pic mai risist din acest punct de vedere, dar în sensul că n-au mai apărut, de prin aprilie mai n-am mai avut astfel de cazuri. Au revenit astfel de cazuri. Problema este că pe plan național s-au luat toate măsurile pentru a preveni incidente, accidente. Aceste avertizmente sunt una dintre măsurile luate. Să nu uităm că abia de nici două săptămâni a devenit operațional un nou radar în zona Tulcei, în zona Cataloii, desfășurat de către NATO, menit tocmai să suplimenteze capacitățile de detecție ale armatei române în ceea ce privește amenințările aeriene, radarul Lanza fiind un sistem deosebit de sofisticat, unul dintre chiar cele mai performante existente, în măsură să interacționeze activ și pasiv pentru descoperirea țintelor, dar și să intre în relație directă cu puncte de comandă, mijloace de lovire, aviație, marină, apărare antiaeriană, etc. Deci toate măsurile sunt luate. Din păcate, la noi fel și fel de domni care habar n-au ce înseamnă apărarea națională, în contradicție cu utilizarea forței în afara spațiului național, vin și critică Ministerul Apărării Naționale, acum și pe ăsta în activitate, cu pensionare au rezolvat problema, deja i-au făcut să fie ultimile persoane din țara asta care numai sug munca poporului, dar vin acum și pentru cei în activitate, servind în punctul meu de vedere cu totul altor interese decât cele ale apărării naționale ale României. Armata României, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, își face datoria. NATO sprijină prin mijloacele desfășurate în țara noastră și prin sistemul general de schimb de informații, de inteligenții, toate aceste acțiuni. Mai mult decât atât, în contextul actual, nu se poate face. Există suficiente adăposturi de protecție civilă pentru ca oamenii din județele acestea să se adăpostească, fiindcă de data asta mesajul RoAlert îi îndeamnă să se ducă în beciuri sau adăposturi. Poate că n-au cu toții beci. A construit statul român adăposturi de protecție civilă în locul ăsta vulnerabil? A construit, dar în mod cert, insuficiente numeric. Aici n-avem discuții. Problema este că în acea zonă, în zonă de delta, să construiești un adăpost care teoretic trebuie să fie subteran, nu poți. Că dacă ai mers la un metru în pământ, te întâlnești cu Dunărea. Pânza freatică imediat intervine. Tocmai de-aia, acele adăposturi care au fost făcute pe la Catalchioi și până Plaur și până zona aia, au fost atât de mult criticate, au fost adăposturi la suprafață. Acolo nu poți să te duci la în jos. Pentru simplu motiv că te duci în apă. Aici e o treabă foarte simplă. E apa, pânza freatică și principiul vaselor comunicante. Dar nici asta nu e bine. Trebuie să citim fizică. Cine, doamne, să mă uită la manualul de fizică acum? Acum nu mai contează fizică, acum contează al de Tate, al de marihuana și alte minuni. Da, din păcate aveți dreptate, dar mai am o întrebare. Adăposturile astea de suprafață, dacă nu sunt construite special pentru a-i proteja pe oameni de astfel de atacuri, e vreo garanție, în afară de faptul că te afli într-un spațiu cu un acoperiș deasupra capului, e vreo garanție că în cazul unui atac mai serios, Doamne ferește, scap de acolo? În primul și în primul rând să spunem treaba cu atacul. Niciuna dintre resturile de drone, că eu nu știu să fi căzut o dronă întreagă în România, sau ce, eu n-am informații în acest sens, nu au avut ca țintă spațiul românesc. Aici trebuie să fim foarte... Doi, în ceea ce privește aceste adăposturi, aceste adăposturi sunt sigure. Probabil că sunt insuficiente. Probabil, eu chiar spun că sunt insuficiente, pentru că totuși e o problemă logistică grea, dar într-un an de zile ar fi trebuit să o rezolvăm. Dar ele sunt sigure, pentru că tot ce zboară de sistemul ăsta și mai ales resturile care sunt posibil să ajungă la noi țară, nu au efecte care să treacă dincolo de ce acele structuri de fier-beton. Pentru că sunt niște structuri prefabricate din fier-beton,
care asigură protecția. Vă spun fără niciun fel de discuție. Am beneficiat de aceste și în acest gen de structuri ne-am adăpostit și noi, toți cei care am participat la misiunile din Afganistan, din Irak, pe timpul desfășurării operației și au fost deosebit de sigure. Bineînțeles că niciun sistem de protecție nu-ți oferă 100% protecția, dar gradul de protecție este foarte, foarte mare. Încă o dată spun, atâta timp când nu discutăm despre un atac direct împotriva unei ținte din România. Mulțumesc mult, domnule general, pentru intervenția dumneavoastră. Foarte interesant și avertismentul pe care îl lansează un fost șef de serviciu secret din România, care spune că Ucraina a crescut riscul unui război nuclear pentru aliații săi. Noi nu pentru asta îi ajutăm pe ucrainieni ca să fim târâți în conflict. Vom analiza și vom discuta despre acest avertisment de la ora 14. Până atunci, ministrul Sănătății Alexandru Rafila cere o dezbatere publică despre oprirea tratamentului ATI pentru pacienții în stare terminală. Este extrem de delicat subiectul, este foarte dureros, dar după cazul Pantelimon, ministrul crede că e nevoie de o astfel de dezbatere, inclusiv cu implicarea bisericii. Îl ascultăm pe Alexandru Rafila, comentăm alături de medicul Radu Țincu în câteva minute. Nu discutăm despre eutanasie. Deci asta trebuie să fie foarte clar pentru toată lumea. Dar acceptarea acestei întrerupere a tratamentului care... La ATI. La ATI, da. Și continuarea lui în paliație. În paliație nu există în momentul de față, pentru că nimeni de-a lungul timpului nu a ajuns în punctul unei acceptanțe sociale acestui lucru. Opinia mea ca medic este că trebuie să avem această dezbatere și eu vă spun cine trebuie să fie actorii și o să provoc eu această dezbatere publică ca și ministru al sănătății. Trebuie să fie societățile profesionale, trebuie să fie organizațiile de pacienți și trebuie să fie și biserica în această discuție. Medicul Radu Țincu, în legătură directă. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, cu plăcere. Cum vi se pare ideea ministrului? Este o discuție foarte bună, pentru că România a rămas un pic decalată de restul Europei. Nu cred că discutăm de oprire a medicației din terapie intensivă, ci mai degrabă trebuie să discutăm despre anumite criterii ca pacienți aflați în fază terminală. Așa cum actualmente în majoritatea țărilor europene faza terminală înseamnă o speranță de viață sub 6 luni de zile, să beneficieze doar de anumite tratamente, fără să ajungem să folosim în mod maximal tratamentele de terapie intensivă care nu aduc niciun beneficiu pacientului, pentru că speranța lui de viață este una extrem de redusă, iar pe de altă parte, calitatea vieții acestor pacienți este pierdută din vedere. Noi întotdeauna când aplicăm un tratament unui pacient, dincolo de eficiență, despre care în acest caz știm că va fi aproape egală cu zero, trebuie să discutăm și de calitatea vieții pe care acești pacienți o au în momentul în care petrec ultimele 2 săptămâni de viață sau 3 săptămâni de viață într-o secție de terapie intensivă, separați de familie, într-un mod total neprietenos, cu niște măsuri extrem de traumatizante pe care le aplicăm asupra lor. De aceea cred că discuția este extrem de binevenită, pentru că suntem printre puținele țări din Uniunea Europeană unde nu există o definire a medicinei paliative. Medicină paliativă care are scopul nu de a omorî bolnavul, ci are scopul de a-i oferi acestuia ca ultimele luni din viață să aibă o calitate cât mai bună a vieții rămase de trăit. Da, domnule doctor, pentru că citeam un articol zilele trecute, la un număr mare de bolnavi în stare terminală, numărul celor care beneficiază de astfel de îngrijiri paliative este foarte mic, este infim. Și asta arată și cât de înapoiați suntem din punct de vedere medical, dar și ca abordare a finalului vieții. Așa este, discutăm de finalul vieții cu demnitate. Scopul paliației este demnitatea umană. Faptul că acești pacienți ajung în reanimare, vă spuneam, este un mediu
foarte neplăcut pentru ei. Mulți dintre ei dezvoltă depresii în ultimele perioade, în ultimele săptămâni de viață. De aceea paliația le oferă tratament medical, deci ei nu sunt abandonați din perspectivă medicală, dar sunt într-o instituție sanitară unde pot avea suport psihoemoțional, suport spiritual și pot avea familia alături de ei. Da. De aceea e important ca legea paliației și înființarea de centre paliative să reprezinte o politică sanitară viitoare pentru Ministerul Sănătății. Am găsit și cifrele. 200.000 de români diagnosticați anual cu boli terminale, doar 18% beneficiază de îngrijiri paliative. E groaznic, pentru că aici vorbim despre un moment în care fiecare dintre noi va ajunge și e vorba despre un membru al familiei, despre un prieten, despre noi înșine. E o raportare extrem de nerealistă, de imatură și de primitivă așa la acest final de viață. Ultima întrebare, biserica. La ce vă așteptați dumneavoastră, medic primar la terapie intensivă, la ce fel de rol vă așteptați din partea bisericii? Biserica este extrem de importantă într-o țară profund ortodoxă, unde știm foarte clar că influența pe care biserica are în viața oamenilor este una extrem de importantă. Biserica trebuie să explice ca parte a actului medical. Ne amintim că primele spitale au fost gestionate de biserică acum câteva sute de ani. Deci biserica trebuie să explice că aceste centre paliative, unde pacienții sunt alinați din punct de vedere spiritual, unde există preoți în care pot să le ofere acest suport spiritual, sunt extrem de importante pentru a fi promovate în spațiu public de către biserică, care trebuie să fie un partener al centrelor de paliație și nu un dușman. Pentru că transmiterea unor informații din partea bisericii știm cu toții că are un impact extrem de important în percepția socială, cel puțin în acest moment în România. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, Radu Țincu, medic primar ATI. Un caz care face înconjurul lumii este vorba despre cazul unei femei care a fost mușcată de țânțar. După ce s-a întâmplat acest lucru, după această mușcătură, femeia a suferit 47 de operații, a intrat în comă timp de 2 săptămâni. De asemenea, și-a pierdut ambele picioare, totul de la o mușcătură de țânțar. Vă spuneam, este un caz analizat de medicii din întreaga lume. Înțepătura aceasta de țânțar s-a întâmplat în Nigeria, unde femeia efectua o călătorie în interes de serviciu. După asta, toată viața ei s-a schimbat, pentru că s-a infectat cu malarie în urma acestei mușcături de țânțar. Doamna Carmen Dorobăț, medic infecționist în legătură directă. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua! Am vorbit mult în acest sezon despre mușcăturile de țânțar, am vorbit despre virusul acesta West Nile, despre care am văzut că ajunge să omoare oameni, este un caz de deces și în România, sunt mai multe cazuri de oameni infectați, dar cazul acestei femei este absolut excepțional. Cum se poate ajunge într-o astfel de situație, drept că vorbim despre o țară exotică, Nigeria, și despre faptul că mușcătura i-a transmis malaria acestei femei? Da, malaria este o boală care poate determina complicații. În cazul de față, sigur, nu avem destule informații despre modul de viață a persoanei respective, dacă avea sau nu avea comorbidități, dacă lua sau nu lua alte tratamente. Deci malaria este o boală, cum spuneam, care într-adevăr poate duce la afectare gravă în partea rinichiului, în partea ficatului, din partea cordului, pentru că determină și un grad de anemie. În acest context, din datele pe care media le-a furnizat, am înțeles că a avut o afectare gravă la nivelul sistemului nervos central, după care au apărut aceste complicații de natură vasculară, după cum sunt descrise, periferic, la nivelul membrelor inferioare, pentru care a și suferit acele intervenții chirurgicale.
Evident, iar spun, nu avem la dispoziție o serie de examene bacteriologice, dacă au fost sau nu au fost infecții pe parcurs care să îngreuieze evoluția intervențiilor respective, cum a suportat intervenția, ce complicații au fost sau poate n-au fost în urma acestor intervenții. Cert este că după tot acest istoric care a fost prezentat, este clar că corpul medical categoric a dat dovadă de profesionalism, dar iată, din nou amintim, perioada de recuperare a fost extrem de importantă și a fost, iată, extrem de bine condusă, pentru că prognosticul a fost bun, inclusiv acea referire la faptul că fiul ei, care avea la data respectivă numai 13 ani, i-a dat acest curaj, iată cât de important este intervenția exterioară din punct de vedere a energiei pozitive pe care un astfel de pacient poate să o primească. Comă de 2 săptămâni, doamna doctor, femeia aceasta a stat în comă 2 săptămâni și și-a pierdut ambele picioare. Toate acestea sunt din cauza malariei sau, spuneați, e foarte posibil să fie existat aici o vulnerabilitate? Posibil o vulnerabilitate, posibil complicații în urma unei forme grave de malarie. Coma aceasta de 2 săptămâni poate să fie diverse feluri, poate fi comă neurologică, poate fi comă hepatică, poate fi insuficiență hepatorenală cu afectare multiplă de organ. Clar că a fost un pacient critic care probabil a beneficiat de management în terapie intensivă după gravitatea care este expusă și ulterior probabil a avut numeroase internări în compartimente de terapie intensivă post-chirurgicală, având în vedere că este vorba de 47, un număr record de intervenții chirurgicale. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Sunt amenzi uriașe pe care le-a dat Garda de Mediu în urma neregulilor descoperite la sistemul acesta de garanție returnare. Una dintre amenzi a fost dată unui administrator pentru că n-a asigurat preluarea ambalajelor de la punctele de returnare în așa fel încât să asigure o fluență. Ni s-a întâmplat de atâtea ori să încercăm, măcar experimental, să vedem cum funcționează sistemul acesta pentru care autoritățile se laudă, au făcut videoclipuri, hora reciclării, au investit bani în promovare. În realitate sunt extrem de multe nereguli, discutăm despre ele cu munți de gunoaie în punctele de reciclare, acestea sunt gunoaiele pe care le-a filmat Garda de Mediu, care a și dat amenzi de milioane, a detectat nenumărate probleme, nereguli în sistemul acesta de garanție returnare. E sistemul ăla care ne-a scumpit nouă viața, pentru că, după cum știți, sticlele de apă, sticlele de plastic s-au scumpit, în ideea în care oamenii își vor recupera banii, dar pentru a-i recupera e nevoie ca sistemul să funcționeze, să existe fluență, să fie ridicate la timp. Cum explicați dumneavoastră faptul că sistemul ăsta dă atâtea rateuri în continuare și a fost nevoie de amenzi de milioane date recent? Într-adevăr, amenzile sunt o parte componentă a face sistemul să funcționeze, însă nu este principala măsură, că nu ne gândim la amenzi atunci când vrem să avem un sistem în piață care să funcționeze, ci ne gândim la fiecare componentă în parte și cum ar trebui să meargă acest flux cât mai repede. El a fost mai puțin gândit ca un flux cap-coadă de la momentul în care pui în piață sau faci designul unui recipient și îl pui în piață până la momentul în care devine fibră de plastic sau materie primă pentru industria circulară. Și a fost decupat acest segment de scoatere din piața deșeuri de la consumator fără să fie întărite celelalte segmente. Uite, de un singur exemplu. Noi suntem consumatori și beneficiem de un serviciu când ne ducem să ducem acolo peturile, experiența fiecăruia în parte. Mi-ar fi plăcut să am o aplicație în care să-mi spună unde sunt punctele în jurul meu unde pot duce peturile și când este aglomerat, când este pe verde și pot duce peturile și nu am șansa să stau la coadă pentru că a venit o mașină cu peturi care înseamnă 2 ore de băgat peturi în aparat și se blochează aparatul,
Deci, experiența asta de consumator, de a veni în sprijinul consumatorului, a cetățeanului, statul nu are deloc. Și aici a trebuit să intervină. Și dacă avea o aplicație, ai putea să vezi exact unde se gripează acest sistem. De ce nu vine colectorul să ia deșeurile de acolo? Doi la mână. Noi ducem peturile în București, le ducem în Timișoara, le ducem în centrele urbane, mari și mijlocii. Dar în provincie, strângi peturile astea, n-ai unde să le duci, le pui în trei saci pe bicicletă sau le pui astfel încât să existe un flux continuu care să nu se gripeze atât de repede, neașteptat de repede. Și sunt pași mici de făcut, putem să învățăm de la ceilalți, însă statul nu e capabil să învețe din experiența cetățeanului, din păcate. Mulțumesc mult, domnule Berceanu, pentru intervenția dumneavoastră. Câteva minute de publicitate până când vom discuta despre evenimentul acestui sfârșit de săptămână. Este vorba despre Congresul Partidului Social Democrat, congres în care va fi aleasă noua conducere. Au început deja anumite foruri să se reunească începând de astăzi. Scurtă pauză și revenim. Nici n-a terminat bine să se bucure după sărbătoarea anunțului legat de creșterea pensiilor. Ministra Muncii Bucura Oprescu spune că deja sunt 1000 de decizii revizuite, decizii care conțineau greșeli, erori mari în ceea ce privește procesul de recalculare. Până acum, 11.000 de plângeri au fost înregistrate oficial. Cum s-a transformat sărbătoarea pensiilor, cea pe care miza Partidul Social Democrat pentru a câștiga puncte electorale, într-un fel de coșmar, pentru că valul de nemulțumiri nu se mai termină, nemulțumiri, dar și de asemenea reacții de stupoare din partea unor oameni care au actualmente pensie de 2000 de lei și au primit, de exemplu, decizie de mărire cu până la 10.000 de lei. Cum a devenit toată operațiunea asta un mare fiasco? Vă spunem de la ora 13. Vă aștept!